Bun găsit! Astăzi vedem ce sunt monturile, de la ce apar și mai ales cum le prevenim. Este important să știm că tratamentul este numai chirurgical și niciodată din cauze estetice. Ortopedul Iosefina Botezatu ne lămurește tot ce trebuie să știm cu privire la acest subiect. Doamna doctor, aș vrea să vorbim despre monturi. Destul de multă lume are acest tip de problemă și aș vrea să ne spuneți de la ce apare. Mont este denumirea noastră populară. Popular vorbim. Medical se numește hallux valgus. Nu crește nimic la nivelul degetului mare, deci este pur și simplu o deformare a degetului mare. Sunt două oase importante care formează degetul mare, metatarsianul și prima falangă, și pur și simplu își pierd locul lor anatomic și se deformează și apare așa zisul mont. Deci din cauza că purtăm încălțăminte neadecvată sau este ceva ereditar? Sunt mai mulți factori. Întotdeauna sunt mai mulți factori. Evident că există și o predispoziție genetică. Apare mai frecvent la femei decât la bărbați, datorită diferențelor anatomice între femei și bărbați, datorită laxității mai mari la femei decât laxității ligamentare și a țesuturilor mai mare la femei decât la bărbați, dar evident că apare datorită faptului că purtăm încălțăminte neadecvate, adică pantofii cu toc foarte înalt și foarte înguști, da? Care strâng degetele. Și putem vorbi de prevenție în afara faptului că am putea să optăm pentru o încălțăminte ok, pentru în care să ne și simțim bine, mai putem face ceva în Absolut această privință? Nimic. Absolut nimic. Sunt mai multe forme de hallux valgus. Există formele juvenile care apar la tinere frecvent, pentru că s-au născut cu aceste modificări anatomice, da? Sunt formele care apar la femeile după vârsta de 50-60 de ani datorită încălțămintei neadecvate, datorită greutății, datorită, ce știu eu, poate că și statul mult în picioare, iar după o anumită vârstă, la persoanele vârstnice, frecvent sunt implicate afecțiunile artrozice, dar și afecțiunile de tip reumatismal. Cum ne tratăm? Adică stăm așa toată viața dacă nu ne deranjează sau ne operăm? Ok, tratamentul este chirurgical. Însă tratamentul chirurgical se face doar atunci când doare. Deci niciodată, sau bine ar fi, să nu facem această intervenție chirurgicală doar din motive pur cosmetice, estetice. Nu vreau să vă spun câte intervenții sunt. Peste 100 de tipuri de intervenții chirurgicale sunt descrise în tratamentul acestei afecțiuni. Ei bine, tocmai de aceea pacientul trebuie să meargă la un specialist. Intervenția este una complicată sau apoi... Intervenția poate fi de la o intervenție, să zicem, de amploare medie până la intervenție de amploare mare. Pentru hallux valgus moderat, deci nu este o deformare mare, se pot face intervenții chiar și minim-invaziv sau percutanat. Post-operator pacienta poate călca pe picior, e drept pe un papuc ortopedic special. Însă, dacă deformarea este mare și mai ales la persoanele în vârstă, când este vorba și de artroza articulațiilor, atunci, evident că operațiile sunt de amploare mai mare, pacienta, din păcate, nu are voie o perioadă să calce pe picior și, probabil, din motivele astea, le considerați dumneavoastră complicate sau nu. Da. Probabilitatea să apară dureri, care ar fi? După operație? Timp. Nu, în timp. Ah. Că ați spus că ne operăm doar dacă apar dureri. Deci putem trăi așa toată viața, dar probabilitatea să avem... La un moment dat vor apărea durerile. Pentru că biomecanic piciorul nu este așa cum ar trebui să fie. Păi și nu e mai bine să ne operăm când suntem mai la tinerețe, ca să nu avem dureri la bătrânețe? Nu. Și de ce nu? Vă și spun. Toată lumea, dar nu toată lumea, asta este realitatea. Studiile
arată că rata de recidivă, deci de a se forma din nou montul, orice intervenție ai face, este destul de mare, aproape deci, de 20%. Deci dacă ne operăm în tinerețe, poate reapărea mai la bătrânețe. Da. Și mai bine ne operăm odată. Asta odată și apoi fiecare intervenție chirurgicală poate avea complicații. Normal. Este bine să ne operăm atunci când ne doare. Doare și când într-adevăr deranjează. Pentru că doare la mers, pacientele nu-și mai pot găsi niciun fel de încălțăminte, se pot produce leziuni ale tegumentului pe această deformare mare, pentru că tegumentul este prins între os, între deformare și pantof. Se pot produce leziuni care se pot infecta. Deci apar și complicații. Pot apărea, da, și complicații. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem și mâine, să aveți o zi ușoară.